A fost odată ca niciodată Henri Coandă, unul dintre cei mai străluciți inventatori ai secolului 20. Viitorul este suma pașilor pe care îi faci, inclusiv acelor mici, ignorați sau luați în râs. Henri Marie Coandă s-a născut pe 7 iunie 1886 la București. Se spune despre el că era mediocru la învățătură, tot timpul în pragul corigenței, mai ales la matematică. Poate că din acest motiv tatăl său îl trimite la liceul militar din Iași. Termină liceul în 1903, merge la școala de ofițeri de artilerie, geniu și marină din București, apoi la Berlin. Nu pare să fie atras de militarie, ci mai ales de tehnica aviației, care în acei ani se găsea în perioada de pionierat. Astfel că în 1910 termină ca șef al primei promoții de ingineri aeronautici de la Școala Superioară de Aeronautică și Construcții din Paris. În 1910, Henri Coandă, care la vremea respectivă avea doar 24 de ani, ajutat de Gustave Eiffel, proiectează și construiește primul său avion, Coandă 1910. A atras privirile tuturor celor care l-au văzut la Salonul Internațional Aeronautic de la Paris, pentru că marca o serie de premiere. Avea aripi de lemn, turbopropulsor carenat și nu avea elice. Pe 16 decembrie 1910, Coandă își testează avionul, dar fără să fie avut cunoștințe despre pilotaj. Aparatul se ridică de la sol, motorul scoate flăcări care se prelig pe fuzelaj, Coandă se sperie, trage de manșă și avionul se prăbușește. Tânărul inventator supraviețuiește, dar cu câțiva dinți lipsă și o mare gaură în buget, dar cu entuziasmul neștirbit. Ca să strângă bani pentru noul aparat de zbor, Coandă brevetează și vinde câteva invenții: marmură artificială, sisteme de pulverizare, sania cu reacție. Adună ceva finanțe pentru al doilea aparat de zbor, Coandă 1911, de data aceasta cu elice. Avionul atrage atenția marilor ateliere de producție, astfel că tânărul inventator este chemat să preia postul de director tehnic al uzinelor de avioane din Bristol, Marea Britanie. Până în 1915, el coordonează producția de avioane numite Bristol Coandă, folosite de armata britanică și de cea română. În perioada Primului Război Mondial, el lucrează pentru armata franceză, brevetează și pune la punct tunul fără recul, lansatoare de bombe, sisteme care măreau autonomia și performanțele avioanelor militare. Numele lui Henri Coandă era deja cunoscut la nivel mondial și spiritul său inovator era abia la început. În 1918 construiește prima casă din lume realizată exclusiv din prefabricate. Brevetează un nou material de construcție numit beton lemn, folosit la ridicarea Palatului Culturii din Iași. Dar descoperirea care îi fixează definitiv numele în istorie se numește efectul Coandă. Tradus altfel, devierea jeturilor de fluid în apropierea suprafețelor curbe. Brevetează descoperirea care explica ce se întâmplase cu flăcările ce cuprindeau fuzelajul avionului său din 1910 și o pune imediat în aplicație atât pe motoarele auto, cât mai ales în aviație. În aceeași perioadă construiește aerodina lenticulară, un fel de farfurie zburătoare pe care Coandă o vedea ca pe un mijloc de transport aerian ieftin și sigur. După al doilea război mondial, autoritățile de peste Oceanul Atlantic îl cheamă pe Henri Coandă să lucreze în America. Coordonează laboratoarele de cercetare de la MIT, conduce experimente în cadrul armatei, între care și un lung program de construcție și testare a mai multor aparate de zbor realizate pe principiul aerodinei. Printre numeroasele brevete și invenții, mai merită amintite o stație de desalinizare a apei de mare și un uriaș rezervor de petrol construit în Golful Persic. În 1969, Henri Coandă răspunde invitației lansate de Nicolae Ceaușescu de a reveni în România și de a coordona programe de dezvoltare în industria transporturilor, aviație și de extracție a petrolului. Coandă își face o echipă care adună cei mai buni ingineri ai momentului și înființează INCREST, Institutul de Creație Științifică și Tehnică, care în scurtă vreme începe să testeze câteva idei la care Coandă visa de mulți ani. Cel mai îndrăzneț era numit Aerotubex, sau transportul prin tuburi vidate. În iunie 1971 au loc primele teste la marginea Bucureștiului și ulterior la Măneciu Ungureni. Se construiește un tronson de 1,3 km prin care cercetătorii de la INCREST testează un tren pentru transportul de marfă care, susținea Coandă, era proiectat să atingă viteze de 500-600 de km pe oră. Planul lui era ca transportul de la București la Ploiești să dureze doar 10 minute. Altă idee îndrăzneață, linia de tren pneumatic ce ar fi legat Constanța de Galați. Din păcate, aceste minunate proiecte nu au mai fost realizate pentru că Henri Coandă a murit la prea scurtă vreme după revenirea sa în țară, pe 25 noiembrie 1972. Acesta a fost marele Henri Coandă, unul dintre cei mai străluciți inventatori ai secolului 20. Acum e rândul tău. Dacă ți-a plăcut această poveste, nu uita să o trimiți și prietenilor tăi. Și dacă vrei să descoperi și alte asemenea istorii, abonează-te la canalul nostru. Învață aripile să zboare. Red Nose Society.